Bună și bine v-am găsit! În acest clip vă voi prezenta cum prepar eu acest tort Pădurea Neagră sau Kirschen torte. Pentru blatul de cacao avem nevoie de 8 ouă la temperatura camerei. Le-am pus deja în bolul unui mixer. Le voi bate cu un praf de sare. 2 pliculețe de zahăr vanilat și 8 linguri de zahăr. Le las să se mixeze până își vor dubla volumul, până vor crește în volum. Le voi bate vreo 10 minute până își vor dubla volumul. Au trecut cele 10 minute de mixat. Ouăle și-au triplat volumul, după cum se poate vedea. Am 8 linguri de făină și 2 linguri de cacao. Le-am amestecat bine, iar acum le voi încorpora. Voi amesteca câte o lingură, așa, cu spatula, cu mișcări largi, să nu iese aerul. Vom încorpora făina cu cacao. Și așa voi face cu restul până voi încorpora totul. După ce am amestecat bine, între timp am pornit cuptorul la 180 de grade. L-am îngălțit sus și jos. Într-o tavă de copt cu diametru 24 de centimetri, am tapetat cu unt și cu făină. Acum vom umple tava. Acum voi nivela ușor cu spatula să fie cât de cât uniform. Să aibă o formă frumoasă. După cele 40 de minute de stat la cuptor, blatul meu de tort este gata. Am verificat cu bețișorul. Este gata. Acum îl voi lăsa să se răcească. I-am dat metalul jos să se răcească. Uitați cât de frumos a crescut. Ce înalt este. Lasă să se răcească și cât e de pufos. Îl las o oră la răcit, apoi îl voi umple. Dintr-o ciocolată amăruie, voi rade cu curățătorul de cartofi, de legume. Și am terminat de ras ciocolata. Acum am pentru a da tortul. Patul meu de tort s-a răcit, acum îl voi tăia în trei. Și voi începe de deasupra. Și uitați cât de pufos și de bine este făcut. Și are un gust atât de bun. Acum urmează să-l umplem. Pentru a umple tortul voi folosi compot de vișine. Acum îl voi pune într-un bol, îl voi strecura de zeamă.
Uitați să vă zic câte grame are. 680 de grame. 680 de grame de vișine, compot de vișine. Acum le las la scurs, iar acest sirop îl voi folosi pentru a însiropa blatul de tort. Punem deoparte. Acum în bolul mixerului am pus 750 grame de smântână lichidă, 36% grăsime. Și o voi bate, întâi o voi bate, apoi între timp voi adăuga apoi între timp zahăr pudră, o lingură și 3 plicuri de întăritor de frișcă. Acum adaug o lingură cu vârf de zahăr pudră. Și 3 plicuri de întăritor. Fiecare plic are 8 grame. Asta este. Acum pe forma lui de la tava de tort voi pune această hârtie decorativă și acum pun blatul de jos. Voi însiropa cu sucul de la compot. Acum adăugăm frișca. Acum vin vișinele deasupra. Acum vine al doilea strat pe care îl voi însiropa puțin. Acum voi pune fulgi de ciocolată pe laterale. Pentru că nu mi-a ajuns frișca la ornat, voi folosi din aceasta de la Dr. Edgar. Și voi folosi 125 ml de lapte rece cu un pliculeț din acesta de frișcă. Și îl voi bate la ușor, apoi mai tare în mixer.
laptele și pliculețul de frișcă. Și acum îl voi bate ușor. Și frișca mea este gata. Acum vor rena tortul. Această frișcă o voi pune într-o pungă. Într-o pungă de congelator. La această pungă îi voi tăia ușor capătul ca să pot torna tort. Iar acum voi face bile. Și așa arată tortul tăiat, foarte bun a fost la gust. Sper că v-a plăcut acest clip. Până data viitoare, numai bine, vă doresc pace, sănătate, pa, pa!